Mulțumim că share ne-ați urmărit. Astăzi este ziua Franței, așa că vreau să le spun la mulți ani tuturor francezilor, telespectatorii noștri și cei care sărbătoresc astăzi ziua Franței. Vive la France! Ieri însă, oameni buni, a fost ziua Iulianei Peregoi. Am plinit 18 ani și a primit un cadou extraordinar, o mașină. Așadar, avem un QR code. Știți că de fiecare dată avem un QR code, iar întrebarea zilei este legată de subiectul emisiunii, de un invitat din emisiune. Iar întrebarea de astăzi la QR code este dacă dumneavoastră ați primit la majorat ceva special, așa, să țineți minte. Scanați QR codul și răspundeți-ne cu da sau nu. Până atunci vreau să invit în platou una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară, o artistă cu peste 40 de ani de carieră, asta doar pe scena folclorului românesc. E vorba de Maria Cârneș, care este acum aici să facă o călătorie fascinantă printre amintiri, printre cele mai importante momente din viața sa și să știți că o să aibă parte de câteva surprize. Ai piesa aia? Da, avem o piesă de pe TikTok pentru Maria Cârneci. Așa o primim astăzi la emisiune. Maria Cârneci! Bine te-am găsit, Cătălină! Să rămână, mulțumim mult de tot! Piesa asta e virală pe TikTok. Mai pun încă o dată Ciucă special pentru Maria Cârneci. Ia zi-mă, Ciucă! Ia. Imediat! Dar să auziți așa cap-coadă, să vedeți! Păi dacă... Adică pe mine mă cheamă Maria și s-a terminat șmecheria. Să rămână, vă rog frumos să luați un loc. Cătă, că mi-era dor de voi și n-am nouă de dumneavoastră și tocmai de aceea astăzi mă gândesc să facem o ediție pe care să o țineți minte mult timp de aici înainte. Să o țin minte, că știi cum e, am venit de dorul vostru, am venit să mai uit așa din gândurile mele mai puțin plăcute, dar întotdeauna când sunt prieteni și rude și oameni cu suflet bun, mai uiți de anumite... Vreau să fiți sinceră cu mine, să-mi spuneți, ați fost vreodată invitată la surprize? Da. Ce surpriză vi s-a făcut atunci? Nu mai țin minte, dar știu că am fost cu Marcel Pavel și am cântat împreună un duet, dar nu mai știu. Dar nu v-a dus Andreea Marin pe cineva de peste țări și mări sau ceva? Nu cred, nu, ceva nu. Nu cred, adică nu știu, am cântat, am făcut ceva, dar nu mai țin minte. Sunt ani, nu știu. Perfect, pentru că astăzi o să puteți să-mi spuneți Andreiul Marinu. Vreau să facem câteva surprize doamnei Maria Cârneci, o femeie extraordinară care ne este foarte dragă și în același timp o persoană care... Am spuneam de 40 de ani pe scenă, ziceți. Am întrebat fetele de la machiaj, mă, zic, ce surprize îmi spun mie Cătălin că îmi face să nu-mi arunce, că odată mi-ai aruncat un baianjel. Da, ceva de ce m-am murit. Ce minte aveam eu atunci, stați liniștită. Acum s-a dus baianjelul. Da, tu știi că orice ai face, eu tot te iubesc și iubesc toată familia ta. Adică să rămână, mulțumim, știți că e reciproc. Da. Și tocmai de aceea, astăzi, cred că oamenii au înțeles așa, Maria Cârneci de 40 de ani pe scenă. Așa este, și cu 41 de album. Începând cu electrecordul, cu disculețe mici de vinil de 4 piese, era obligatoriu să ai înregistrări în radio, erau alte timpuri foarte frumoase, dar... Asta e, dar vreau să ne întoarcem puțin în timp și să sperăm că reușim să vă facem așa cât mai multe surprize, pentru că avem noi cutiile noastre și vreau să deschideți, vreau să deschideți cutia. Hai mă, Cătăline, mă, vai. Deci aici, la liceu, mă, Cătăline, să știi, ai, da... Acestea sunt toate lucrurile care se află în această cutie. Mai Cătă, da, le am și eu să știi, deci o parte din CD-ul, astea de vinil, nu le am chiar pe toate, da. Da. Deci mie îmi vine să plâng dacă e să mă întreb, pentru că sunt și eu om și uite-te cum au trecut anii, da. Asta este poză, cred că eram în clasa 10-a. Oricum, toată viața mea am fost un om ordonat, de la poșetă până la cărți și până la lucrurile de îmbrăcat, care erau foarte puține. Adică nu eram așa de avuți, dar am fost foarte cuminți și în banca noastră să nu ne facem părinții de rușine. Deci, aici, cu... clasa 10-a, vedem poza, văd și telespectatorii. Deci, nu știu, deci mi-ai făcut o surpriză, mama mea. Cu cine e asta? Cu Paraschiv Oprea, da? Ai de capul meu, deci discurile astea... Maria Cânești, de-ar fi dorul pe lume... De n-ar fi dorul pe lume. Iată niște viniluri, exact cum spunea scoase la Electrecord. Da, dar cine scotea câte un disc de ăsta era... Dar cum ați ajuns să fiți cântăreață și să aveți DVD-urile, să aveți aceste viniluri? Cătăline, păi... Câți ani aveați? Cum ați început? Deci în clasa nouă de liceu, dacă am mai povestit treaba asta și în alte emisiuni, dar totdeauna îmi face plăcere, pentru că știți ce, în viața asta nu suntem de capul nostru. Am întâlnit oameni cu suflet, oameni mai avuți decât eram noi atunci. Eu sunt cea mai mică din 5 copii și dă seama că n-am avut
nici jucării, nici lux, dar am avut niște părinți foarte iubitori și tot ce trebuie pe lângă gospodărie, pământ, animale, păsări, nu de asta duceam. Aveam alte lipsuri, păpuși, eu știu ce era atunci, rochițe, sândăluțe elegante, n-aveam. Deci ne făceau două rochițe pe an, la Paște și la sărbători. Dar cu toate astea am avut o copilărie extraordinar de frumoasă, niște mingi improvizate. Dar cum ați apucat de cântat, că era liceu, da. A zis, în clasa nouă. Așa, în clasa nouă de liceu am văzut eu într-un articol, bine, participasem la deschiderea anului școlar, i-am spus dirigintei mele, o femeie de toată isprava, doamna Ligia Vișoiu, că îmi place să cânt, că am cântat la toate sărbările. Ei, ca să mă laud, m-am dus cu carnetele, eu le păstrez, să știi. Deci premiul întâi din clasa întâia până într-a opta. Deci, în ciuda la dragostea mea pentru cântec, să știi că totdeauna am fost așa cu rușine de părinți și am vrut să învăț olimpică la limba rusă. Serios, știi că se făcea pe licee, pe oraș, pe județ, pe zonă. Și am văzut un articol că se face preselecție pentru primul concurs televizat din România. Era numai televiziunea română, Floarea din grădină pentru muzică populară și Steaua fără nume. A, e de capul meu. Și deci la Câmpul Lung. Nu că m-a dus. Dirigenta. Nu era de biologie, nu. Și cum o cheamă? Ligia Vișoiu, doamna Ligia Vișoiu. Cum o cheamă? Da, păi am adus-o într-o emisiune de mare audiență și am prezentat-o pentru că femeia aia pentru mine... V-a schimbat viața, destinul. Deci, Cătăline, n-aveam nici ochioară. Mă dădea bănuții cât să mănânc, să plătesc căminul, n-aveam. Nu țoale, nu nimic. Măi, și m-aș fi dus de la Câmpul Lung, am făcut liceul și era preselecția la Râmnicu Vâlcea. Nu știam nici cu ce, nici n-aveam să mă duc cu vreo rată, cu ceva, că nu știam. Și m-am dus la doamna dirigintă și i-am spus. La doamna Vișoiu? La doamna Ligia Vișoiu și i-am spus, doamna dirigintă, uitați. Dânsa îmi spunea Mariana, zice, lasă că vedem cum facem. M-am îmbrăcat cu, avea două fete și dumnea ei. Pe cuvântul meu, Cătăline, și m-a dus cu soțul ei cu mașina. Deci, mă, după ce am ieșit de acolo și era în juriu Emilia Comișel, numai somități, adică oameni care, de la care puteai să înveți și să te încurajeze, adică că nu m-ar fi interesat să nu fie așa și să-mi spună, să-mi dea aripi. Așa, superbă și... diriginta, care nu era nici de muzică și care practic a dat haine de la fata ei. De la fetele ei, m-a dus cu mașina, mi-a dat să mănânc și când a văzut că am reușit la preselecție și că urma să mă prezint, Doamne ferește, mi s-a făcut pielea de găină, da. N-ai trăit din ei? Cătăline, spre rușinea mea, sunt vreo 4-5 ani de când am văzut-o ultima dată și am adus-o într-o emisiune așa, la alt post, nu mai știu nimic, pentru că a venit și peste mine nenorocirea cu soțul meu, chiar nu mai știu, dar oricum ar fi, chiar dacă e, chiar dacă nu e, pentru mine rămâne un înger trimis de Maica Domnului, pentru că dacă nu era și ea... Și dacă ar fi acum, ce zice? Ce să-i zic, aș pupa-o, aș lua-o în brațe și ea spune că, nu știu, e un înger pentru sufletul meu, pentru că dacă nu era dânsa, poate aș fi ajuns vreo cântăreață, nu știu, dar știți, nu știu. Că poate imaginea asta, uite, nu mai știm dacă dumneaei poate... Are vreo 100 de cărți scrise de dumneaei, Ligia Vișoiu. Vreau să vă uitați în cameră să-i transmiteți un mesaj, că dacă e femeia care v-a schimbat viața... Nu, nu? Că mi-a schimbat-o, m-a ajutat și o femeie foarte frumoasă, doamna Ligia Vișoiu, doamna dirigintă, era cea mai, nu știu, hai să nu deranjez pe cineva, dar erați frumoasă rău și foarte bună la suflet, dar pentru mine personal, aoleu, să nu-mi spune, doamna Ligia, nu există așa ceva, vai de viața mea, vai de viața mea, vă pup, doamna dirigintă, vă iubesc! Vai de viața. Bună, Mariana. Uite. Bună, draga mea. Eu o să spun tot Mariana. Vai de mine, doamna. Bună dirigintă, să știți mea. Că tremur. Bună. Eu sunt, mă știți că sunt de felul meu drăcoasă, dar acum tremur și sufletul meu e amuiat. Pentru că am povestit și lui Cătălin, pentru că și Mariana. Familia lui sunt niște oameni deosebiți, artiști, și înțeleg. Cum m-ați dus dumneavoastră la Râmnicu Vâlcea cu domnul Vișoiu? Cum m-ați gătit? Cum mi-ați dat să mănânc? Și dacă n-ați fi fost dumneavoastră, eu poate că, nu știu, poate ajungeam, poate nu, dar faptul că găsești un om în viața ta... Eu, mă știți, eram un copil modest, dar învățam bine, că acum puteți să afirmați asta pentru Cătălin. Măi, Mariana, Cătălin, deci nu mai pot. M-auzi? Da, vă auzim, doamnă. Așa, măi, Cătăline,
Deci revin în perioada când Mariana era elevă. Eu eram diriginta, dar eram foarte tânără atunci și eu nu consideram că sunt elevi. Eu ziceam că sunt copiii mei, cum erau copiii mei de acasă. Și nu știam cum să-i ajut mai bine. Mariana avea talent deosebit, că la dirigenție totdeauna, în loc să facem chestii politice, noi cântam. Mariana ne cânta. Așa, și cum s-a întâmplat să mergem, să plecăm? Deci se anunțase concursul respectiv și Mariana vine seara și zice, doamna dirigintă, tovarășa dirigintă, zice, prea departe, n-o să mă duc. Mă, Mariana, tu vino mâine și vedem noi ce facem. A venit a doua zi, am pornit-o la drum, Câmpul Lung, Pitești, Râmnoi cu Vâlcea, am ajuns acolo într-o mulțime de oameni, fiecare venit cu tată, cu mamă, cu toată atmosfera lor, eu cu Mariana singură. Așa, ce să facem? Unde să ne ducem? Erau cei trei, doamna Comișel, și mai erau încă două Ludovic persoane, Paciar, eu și mai era cineva. Le rețin. Așa, dragă Mariana, parcă ei erau la o masă, parcă erau zei. Eu atunci citeam despre zei și mi imaginam pe ei cei trei zei. Zeul apei, zeul întunericului, zeul zilei și așa vedeam eu cei trei sobri, nu scoteau un zâmbet, cel puțin doamna Comișel era așa stană de piatră. Eu am înțepenit când i-am văzut, dar Mariana am dat curaj. Mariana, ești cea mai bună, cântă, că noi de la Câmpul Lung până la Râmnei cu Vâlcea am cântat tot timpul, ca să ieșim din stres, din tot, da, din emoții, ca să o fac pe ea să fie cea adevărată. Mariana a fost în fața comisiei extraordinară. Doamna Comișel s-a uitat la domnul de vis-a-vis așa, zice, bună. Și gata, Mariana s-a afirmat în rândul artiștilor. Dacă nu erați dumneavoastră, nume, doamna Ligia, dacă nu erați dumneavoastră, nu pot să știu, dar... Mai Mariana, eu n-am făcut nimic. Aoleu, tot ați făcut dumneavoastră. Mi-am făcut datoria să te duc pe tine acolo. Doamna Ligia, poate mi-o fi fost rușine, dar cred că n-aveam fața. Bani să-mi iau niciun corp, cuvântul meu. Și când vezi atâta bunătate și... Cum să spun, într-un fel aveam adevărat și frică. Adevărat și profesor și mentor. Da, Cătăline. Și dacă nu era doamna Ligia, am pomenit-o și o să o iubesc până o să închid ochii, pentru că, așa cum a spus și dumneai ei, nu era dirigintă, nu era profesor, era prieten. Pe tot timpul ne întreba, cum vă descurcați, părinții? Eram mama lor. Da, așa eram este. Mama lor. Știi, la biologie eram Baiazid, iar la dirigenție eram mama lor și îi ajutam și mi-era drag de ei și mi-era drag de Mariana. Cânta atât de frumos, Cătăline, că nu pot să exprim în cuvinte. Știi, cu toate că eu sunt obișnuită cu noțiunea cuvintelor, cânta atât de frumos, când în loc să facem teme politice, noi cântam la dirigenție. Domnul director Nițescu, săracul, da, mai asculta pe la ușcă să vadă ce și cum, dar ne lăsa în pace pentru că Mariana a adus pală liceului de fete din
Câmpul Lung. Așa cum a plecat din liceul nostru, a avut o evoluție frumoasă și am mai revăzut-o pe Mariana la reuniunea de clasă cu domnișoara Raicu. Da, așa, cu Andreea Raicu. Ți-aduce aminte, Mariana? Da, da, sigur că cu da. Andreea atunci Raicu. Cu 20 de ani, da. Cu 4 ani. Da. Nu, 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 mai de mult. Da. Cu cred Andreea că sunt Raicu, 20 da. De ani la prima TV. Așa, da, și... da, da, da. Păi, cu 20 de ani. Da. Sărut mâna, vă mulțumim mult doamna de tot. Noi dirigintă. Să continuăm cu surprizele, pentru că mai avem multe să-i spunem. Vă îmbrățișez, doamna dirigintă. Și eu mult de tot, sunteți extraordinară. Mai Cătăline, lasă-mă mai să mai exprim și eu. Să se laude, doamna dirigintă. Foștii mei copii, mai. Da, așa este, numai că mai am surprize și mai așteaptă mai. Cineva, de asta ziceam. Vă pupăm, doamna dirigintă. Bine, numai... Cătăline, da. Numai bine, Mariana. Vă mulțumim din suflet, doamna Vișoiu. În continuare și nu te lăsa, sărumâna. Nu te lăsa, mergi înainte. Că mergi pe drumul cel bun. Să rămână, să știți că sunteți mulțumesc. Minunată. Eu acum v-am cunoscut, Mariana, draga mea. Eu acum v-am cunoscut, dar sunteți minunată și mi-ar plăcea copiii din ziua de astăzi să aibă parte de așa diriginție și de așa profesori în viața lor. Sunteți extraordinară, serios. Vă mulțumim din suflet, doamna dirigintă. Să vă mai dea Cătălina, Dumnezeu numai Cătăline, bine și... Da. Mulțumesc. Măi, Cătăline, te rog să vii pe la Câmpul Lung, măi. Te place, doamna. Da, cu mare drag, chiar vreau. Pe la Câmpul Lung. Când mergi pe Târgu Jiu, trec pe acolo. Măi, vino mai la Câmpul Lung, Ușcel, să vezi ce dealuri, ce mere, ce da, pere, așa, pergamute și adevărata viață aici este la așa noi, este. Măi. Așa este, să rămână. Mulțumim mult, să rămână, doamna dirigintă. Aolo, dacă nu tremură sufletul. Și multe succese în continuare. Să rămână, vă mulțumim Măruță, din suflet. Măruță, ești o figură mare. Și tu, Maria, la fel să rămână. Să rămână. Și abia aștept să ne revedem. Să rămână din suflet. Să trăiți, să trăiți. Să rămână. Mă, Cătălina, hai să spun ceva. Ce făceam, femeie, da, fabuloasă. Făceam femeie franceza cu domnul Păslaru și rusa cu domnul Poznei. Și ei când au auzit că eu cânt, că na, da. Ne lăudam, eram și noi, dacă ne băga cineva în seamă când era câte un spectacol, eram cei mai fericiți. Și ce crezi când zice odată, dar învățam foarte bine, Cătălin, și dacă am fost la Olimpiada la rusă, zice, auzi, dacă nu înveși un cântec în limba rusă, nu te mai trimit la nicio olimpiadă. Mă, eram înnebunită, nu știam dracu. Am luat niște discuri cu Ala Pugaciova, n-aveam bani. Talentul când e talent, învață orice. Da. Dar vreau, pentru că tot a zis de muzică, să vă arăt câteva imagini acum și pentru cei de acasă să înțeleagă. Astăzi o cunoașteți pe Maria Cârnești, poate mai bine ca niciodată. Ia să vedeți. Mâinicuță pentru tine, vă recunoașteți pe tânăra din imagini? Of, Cătăline, dacă nu mă doare inima, să mor dacă te mint. Deci, pentru mine, prea multe amintiri în atâția ani. Știți că ea a câștigat, doamne, șoara din imagini a câștigat prima pe țară Cântarea României. Da. Floarea din grădină, nu? Da, și Floarea din grădină și alte concursuri, că îmi plăcea să mă duc. Cum să zic, eram foarte ordonată și disciplinată. Și totdeauna știi ce învățam de la oameni cu mai multă experiență, mai în vârstă, mă, dacă ăla poate. Înseamnă că n-am muncit de ajuns. Eram atât de ambițioasă și atât de dornică să plec de acolo din atâtea nevoi de la țară și, cum să spun, eram ca o sugativă. Tot ce era frumos și bun. Absorbeat. Și, da, câți ani aveați acolo? 20-21, că nu eram măritat acolo în imaginile alea. La aproape 24 m-am măritat, 23 jumate. Mai am o cutie. Da. Ce e, mă, catalog? Să mor eu de nu e catalog. Sau nu e catalog. Sau nu știu, e... Sunt lucruri care trebuie să vă aduc aminte de ceva. Deci e catalog, nu? Nu e catalog, dar nu știu ce e. Ba da, e catalog. Catalog. Și aici? La ce vă aduc aminte lucrurile astea pe care... A, catalogul clase, da. Păi ce să-mi aduc aminte? Ia. Deci, băi, am... Să țineți microfonul ca să... Așa. Nu, că e gol catalogul, da, e doar... Da, da.
Păi ce să-mi aduc? Ah, că am fost și în învățământ 2 ani de zile. Păi ia vedeți. Am fost suplinitoare la Gura Șuții și la mine în sat. Am predat... Deci asta, și ați făcut și cu pictura asta ce? Păi cred că am predat desenul și muzica. Eu la Gura Șuții și la mine în sat, la școala mea, pentru că aveam nevoie de bani să-mi cumpăr și eu rochițe, să mă duc să cânt. Și era salariu mic, nu mai știu cât era, dar 2 ani de zile, dar nu mă atrăgea Cătăline. Deci Maria Cârneci, oameni buni, a fost și suplinitoare. 2 ani. Și ăsta e un catalog, să știți că toate astea vi le dăm ca amintiri. Uitați, un catalog pe care dumneavoastră îl foloseați pentru că erați suplinitoare și asta făceați, muzică și desen, și desen ca da. Să puteți să câștigați bani da. Și să puteți să... Mă-mi iau și eu, nu știu, rochițe, pantofiori, rujuri. Eram la început, nu aveam de niciunile și mi-era jenă să cer la părinți, pentru că un singur salariu la 5 copii aveam de-astea de ale mâncării, cum să zice, și, dar n-aveam bani, să, nu. Și de-aia spun că, deci mi-ai făcut inima țândări, Cătăline. Să vedeți ce urmează după publicitate, tocmai de aceea invit pe oameni să rămână alături de noi, pentru că vom continua cu surprizele deci pentru Maria Cârneci. Andra, îl pup de un milion de ori pe Cătă, pentru că am văzut-o pe doamna Vișoiu și mi-a adus aminte de, după ce că eram eu așa mai amărâtă, așa în sufletul meu, deci eu, cum să spun, o bucurie amestecată și cu lacrimi, și cu amintiri, și cu de toate. Deci, mai mare surpriză, nu știu dacă... Pe doamna am adus-o, dar nu că mi-a făcut cineva surpriză. Eu am insistat să o aduc în acea emisiune de mare, așa, da, ca să o vadă lumea. E, da. Ce nu știți dumneavoastră e că mai urmează surpriză după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Așa aveți ocazia să o cunoașteți cât mai bine pe Maria Cârneci și să înțelegeți de ce omul ăsta a reușit să aibă o carieră atât de lungă pe scenă și să fie în continuare un artist din legendele muzicii populare în ceea ce privește muzica românească. Ne întoarcem imediat.